Da seama, efectiv, nu mi-ai explodat deloc mingea până atunci. Ai reușit să-ți bagi joc de mine. Felicitări, deci chiar ți-ai bătut joc de mine în ultimul hal. Am murit când Meduza mai avea 0,1 HP, deci nu îi se vedea bara de viață. Pe bune, deci nu-mi vine să cred, adică e bat jocul ăsta. Cineva minge e aia? Pentru că e greu să controlezi pe partea pe care se învârte mingea, să zic așa. În fine. Lăsăm asta la o parte, mă rog. Hai să punem asta așa. Și... nu știu, să venim cu astea în felul acesta? A, nu mai avem bani, ok. O să rămânem la mingea de foc, deci... chiar m-am supărat, adică am fost dezamăgit pentru că m-am jucat 10 minute degeaba. Știi? De efectiv degeaba, adică știu că nici mie nu... știu că nu vă place să intrați pe videoclip și să mă auziți cum mă zmiorcă-i, dar efectiv e... oricum, am învățat că aici e o scurtătură. Arta asta e puțin cam încurcată, dar are foarte multe scurtături pe care calculatorul le folosește, iar eu nu. Eu de obicei când înregistrez episoade, joc pentru prima dată harta, adică nu joc niciodată de două ori. Doar în caz că îmi dă fail filmarea sau ceva. Și hai să oprim aerul condiționat că vine să strănut chiar acum. Oh, oh my god. Ok. Am învățat câteva scurtături pe care le știe deja calculatorul, dar nu vrea să le folosească de la început aparent. Așa că hai să prindem ceva viteză. Fiți atenți la o parte. Mulțumesc. Ok. Hai pe aici. Aha, uite aici era scurtătura, cred. Nu, era prin dreapta, am ratat-o. Calculatorul a pus... ok, tare rău de tot strategia aia, dar m-a încetinit. Ah, n-ai, mi-a dat foarte puțin damage. Calculatorul a pus... ok, hai să pun și eu la fel. Uite, asta e scurtătura. Deci vii pe aici, sari, sari, sari și ai ajuns direct unde trebuie, știi? Dar nu o să lăsăm calculatorul să mai folosească de scurtătura aceasta. Așa că o să facem... aha. Perfect. Perfect. Și o să punem și un mic zid aici. Bun. Acum n-ar mai trebui să folosească scurtătura. Bă, cred că a trecut pe lângă, exact ca mine, că văd că n-a spart zidul. Așa că o să-i punem niște butoiașe. Văd că nici aici n-a spart zidul. Cred că a folosit scurtătura 100%. Da, cred că a folosit-o. Ok. Calculatorul e la avantaj. Nu numai că se spawnează înaintea mea, dar mi-a dat și mai mult damage. Deci, trebuie să ne recuperăm. Chiar dăduse mult damage cu mingea aia. Deci, mingea aia reușeam să o fac să explodeze fix când loveam poarta. Însă, abia la finalul meciului mi-am dat seama că dacă nu joc cum trebuie, mi-explodează mingea și nu mai pot controla. Bum. Slow down. Slow down. Boing. Bă, ăsta n-are multă viață, voi vedeți? Cred că dacă dau de vreo 20 de ori așa, moare. E prea rapid, ești nebun, voi aveți ce viteză a prins? Ok, hai să vedem. Deci, ne ducem fix pe aici. De data asta trebuie să-i dau ceva mai mult damage, dar sper că l-am încetinit destul, adică ne uităm la el. Mamă, unde a pus prostul. Chiar mi-a dat slow. A pus doi de ăștia. Perfect, perfect, perfect. Nu știu, cred că l-am încetinit puțin. Da, tot a ajuns la rege înaintea mea, la castel. Cred că mă bate calculatorul. Da, bă. Hai că acum dăm ceva mai mult damage. 189. Mă cam bate calculatorul. Suntem oarecum la egalitate. Însă, cel mai nasol e să-l încetinești în aer. Perfect. Uite că i-am dat ceva de mici. Dacă intră în butoaiele alea... adică chiar i-am dat ceva de mici la minge. Uite unde a pus taurul ăla. Uite, aici nu e bine deloc. Asta chiar n-am ce să fac. Adică... îmi dă stanul ăla și mă lovește. E fix pe colț, n-am viteză, n-am timp să mă mișc. Nu! Wow! Ce outplay mi-a făcut!
Bă, n-am ce să zic, aluatorul pur și simplu joacă mai bine ca mine, adică uitați-vă unde pune unitățile. Le pune mult mai inteligent ca mine. Iar el e fix la rege. S-ar putea să ajung să-l bat. Haide, prinde viteză, prinde viteză, te rog. Am nevoie să-i spar poarta acum. Nu, te rog, te rog, nu, 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 uitați-vă cu cât l-am lăsat la viață. Ce înseamnă asta? Sunt tare curios. Ce înseamnă bara aia de viață? Poate să-mi spună cineva? E pe bune? Stop. E mort ăsta, oricum. E distrus. Ce înseamnă bara aia de viață? Și poate aveți impresia că v-am mințit când am zis că efectiv calculatorul... Ok, să mai punem niște butoaie pe aici, pentru că n-are destule apare în calculatorul. Poate ați crezut că v-am mințit când v-am zis mai devreme. Mai am bani? Nu știu, dar vreau să-l pleznesc pe ăsta. Da, poate ați avut impresia că v-am mințit când v-am zis adineori că nu mai avea calculatorul deloc viață, gen 0.1. La asta mă refeream. E a treia oară când mi se întâmplă în jocul ăsta. Nu pe harta asta, dar în joc. E mai inteligent calculatorul decât mine când vine vorba să pună unități. Nu, no, dacă mă omoară... Ok, se pare că jocul e nedrept și cu calculatorul. M-a lăsat și el în 1 HP. Numai că la mine se vedea bara de viață, la el nu. Ok. V-am spus că devine greu. Ori nu știu eu să joc, ori devine greu. Din două una. Ok, ok. Ok. Habar n-am ce s-a întâmplat. Băi, ești nebun! M-a aruncat atât de mult încât nu mai pot să mă țin pe platformă. Să rămân pe platformă. Ok, ce trebuie să fac aici? Oh, după ce cade, cred că trebuie să o lovesc în cap, corect? Cred că da. Ok, trebuie să ne învârtim, fiți atenți. Și odată ce sare, trebuie să nu iau stun-ul ăla. Deci îmi dă de două ori, nu mai îmi dă o dată stun. Oh my god, e o durere în posterior, boss-ul ăsta. Haide. Nu! Nu, eram acolo. Bun, vine să arunc tastatura, bă, geam. Vine să o arunc. Băi, chiar frustrant, adică nu știu, e... Aman. N-am cum să ajung la capul ei, poate e așa? A, se pune și așa? A, deci nu trebuie să o lovesc fix în față?